Șoferii ar putea să beneficieze de parcare gratuită oriunde în țară timp de un an, în anumite condiții, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică. În plus, acești conducători auto vor ajuta și la salvarea de vieți. Parcarea este gratuită oriunde în țară dacă șoferii donează sânge de 2 ori pe an. În acest fel, se dorește creșterea numărului de donatori, care este o problemă în România. De fapt, se dorește introducerea unui stimulent pentru românii care vor dona sânge, astfel încât numărul acestora, dar și cantitățile de sânge donat să crească. Persoanele care donează sânge de cel puțin 2 ori în decursul unui an calendaristic beneficiază de parcarea gratuită în cadrul parcărilor publice de pe teritoriul României timp de un an de la data efectuării celei de-a doua donări. Va scrie în legea 282/2005 dacă proiectul de față va ajunge să se aplice. Dacă donatorul îndeplinește din nou condițiile pentru acordarea dreptului de parcare gratuită, respectiv donează sânge de cel puțin 2 ori într-un an, acesta se va prelungi cu încă un an. De fapt, dreptul la parcare gratuită se va acorda ori de câte ori sunt îndeplinite condițiile. Pentru a putea fi pusă în aplicare, măsura va avea nevoie de norme metodologice ce vor trebui elaborate de Ministerul Sănătății. Potrivit inițiatorilor, datele identificate plasează România la coada statisticilor privind numărul de donatori în lume. Aproximativ 4.500 de oameni donează sânge în fiecare lună în capitală, dar ar fi nevoie de cel puțin 7.000 pentru a acoperi cererea de transfuzii de sânge. Cel puțin 1 milion de români sunt tratați în fiecare an cu sânge donat, relatează a3.ro.